Silor am fost la baie și am citit din cartea asta Creierul Idiot și am văzut aici că inteligența unui populație unei țări 100, fără excepție. IQ situat între 90 și 100 este 110 este clasificat mediu și normal. 119 este peste mediu, superior peste 120 și orice peste 130 este genial sau extrem de ridicat. După aia 80-89 sub mediu, 70-79 de limită și sub 69 este deficient. Și de la ideea asta m-am dus la bibliotecă, am dat cărțile, alte trei cărți care nu mi se pare foarte interesante, le-am dat înapoi și mi-am luat un test de inteligență să văd cât îs de prost. Să vedem, să ne calculăm coeficientul de inteligență. Pe lângă asta am discutat cu doamna bibliotecar, mi-a mai dat o carte, Forța Gândirii Pozitive, că a zis că e foarte faină. Am zis ceva religios, Prețul Iubirii, și ceva mai complicat care mi-a povestit. De obicei se dau 4 cărți, mie mi-a dat și a 5-a, că am fost interesat de Dumitru Constantin Dulcan, acest om care mi-a spus că încă trăiește. A scris această carte în 1981. Eu atunci m-am născut. Și vă dați seama ce a scris? Ia uitați ce am citit un pic și haideți să vă citesc ceva ce... Vă zic că e greu de citit, dar am zis că foarte bine, că mie îmi place să citesc ceva ce... să văd cât de greu e de citit, să vă citesc. Chiar dacă manifestarea exterioară, în manifestarea exterioară am fost obligat să respect codurile lumii în care am trăit, în forul meu interior m-am considerat întotdeauna un om care aparține întregii lumi, cu drepturile naturale pe care mi le conferă faptul că mă teamă fi născut ca ființă umană. Înțelegeam că atâta vreme cât respect drepturile naturale ale semenilor mei, nu mi se poate reproșa nimic, în consecință am dreptul să spun ceea ce gândesc despre relația mea cu Universul. Ah, m-am conectat instant la ce o scris aici. Cred că o să fie o carte foarte faină asta. Mi-a spus bibliotecara că acest om mai nou a dovedit științific existența lui Dumnezeu. Român. Carte scrisă în 1981. Sunt foarte curios să văd ce a scris, o carte de 450 de pagini, peste 459 de pagini. Sunt foarte curios să văd ce a scris în cartea asta, dar în primul rând sunt curios să văd testul ăsta de inteligență ce o să-mi spună. După cum vedem aici, sunt mai multe teste. Test pentru inteligența vizuală, IV. Test pentru inteligența practică, IP. Test pentru inteligența matematică, IM. Test pentru inteligența limbajului, IL. Autotest IQ, AT. Să vedem. Ăsta e testul Autotest IQ, AT. Și testul trebuie rezolvat fără alte mijloace ajutătoare. Puteți începe acum, având la dispoziție 20 de minute. Deci și 27, la și 50 de minute, la și 48, să zicem, terminăm testul. Hai să încep. No, bun, dragilor, am reușit să fac testul, 40 de întrebări, o durat cu 10 minute mai mult, că noi ardelenii suntem mai lenți, nu suntem într-o sală
cu liniște, suntem aici în ea pe stradă și o să fumez o țigară, după care o să interpretez rezultatele. A fost un test. Nu m-am așteptat la testul de inteligență să fie așa. Ia uitați. Da. Nu știu dacă cât ați făcut testul de inteligență. Eu n-am mai făcut niciodată. De exemplu, figura a fost deformată. Care figură putea să fi fost cea inițială? Nu. Eu am zis că e asta. Să vedem ce zice testul. Mi-a ieșit testul foarte prost. Mi-a ieșit 20 de puncte. Ia uitați. Scăzut. Circa 80 coeficient de inteligență. Deci e prost, domnule. Știam eu. Aici zice că îți explic cum trebuia făcut. Mie mi s-a părut fără nicio logică mare și am pus așa iurea. Dar aici îți arată cum trebuia făcut. Ambele numere se adună și se împart la 2. Eu nici nu am calculat nimic, numai le-am pus așa iurea. Aici îți explică cum e testul. Spune că trebuie să exersezi și după aceea să te întorci și să-l faci din nou. Acum eu nici n-am știut, e prima dată când fac testul, l-am făcut aiurea, deci mi-a ieșit clar foarte prost. Mă așteptam la asta. Aici îți explică de ce și cum îs testele. Fiecare întrebare ți-o explică ca să o înțelegi. Și după aia sigur că voi lua un punctaj mai bun. Până atunci, asta este. Nu trebuie să fii dezamăgit. Oricum, am știut de la început. No, asta este. 80 IQ. N-avem ce face. Merg mai departe. Nu mă așteptam să am oricum să fiu geniu. Dacă eram geniu, construiam rachete, domnule. Nu sunt geniu. Nu sunt sub medie, văd că. Sub medie. Asta este. De-aia nu mă pot lăsa de fumat, de-aia nu înțeleg nimic. Când faci un test de asta, un pic te dezamăgești. Te așteptai un pic măcar să fii la medie. Dar bă, e și o parte bună, că omul care e mai puțin inteligent e mai fericit, așa m-a auzit. Așa că fericirea e mai importantă ca și inteligența. Coeficientul de inteligență. Asta este. 12-8 minute, așa, dăm drumul la aplicație. Mai facem ceva bani. Și se pare că nu o să înțeleg niciodată cum să construiești o rachetă. Asta e. Lăsăm pe seama oamenilor mai inteligenți. Oricum a fost distractiv. Citim noi altceva. Dă-le măsa de te. Ăstea nu sunt ok. Eu știu că eu sunt deștept. Bine, ne luăm noi după ăsta. Dar cine a scris cartea asta? Cine ăsta? Horst Sievert. Cine ăsta? Eu n-am auzit de el. No, dă-i pace. Nu știe el. Eu și el mai deștept. Știe el care e deștept, care nu e deștept. De unde știe el? Așa pot să fac și eu testul meu de inteligență și să nu-l treacă nici nimeni să nu-l treacă. Atunci o să zic, ești prost. Imă că mi-a și intrat, măi, comandă la bibliotecă, exact de unde am luat cărțile. No, să merg.